Prima dată vreau să precizez punctul de vedere pe care îl aveam în urma dezbaterii ce a avut loc în Vinerea Mare. Nu știm deocamdată concluziile sau, mai bine zis, ce a preluat municipalitatea din propunerile pe care au fost făcute atunci. Probabil că vom afla și acest lucru. De asemenea, nu știm când va avea loc, pe undeva este firesc, deci nu sună deloc și nu vrea să fie un reproș la adresa municipalității, data ședinței de Consiliu când va intra pe ordinea de zi și pe ecologie. Alături de mine sunt reprezentanții la RAGA, cei care sunt cei mai îndreptățiți să vorbească despre acest subiect. Totodată, președintele Casei Valitorilor și Procapensionarilor este domnul Andrei Ando, care va prezenta și el o acțiune a Consiliului Local Civic, și doamna Cădiceanu, care dorim să fie președinta Comisiei Sociale. Solicitarea noastră, deci solicitarea pe care am făcut-o ca prețul la gigacalorie să scadă, nici de cum să crească, deci ea să scadă, a avut la bază faptul că autoritățile locale nu și-au îndeplinit atribuțiunile prevăzute de legea 51/2006 a serviciilor de utilități publice comunitare. De acolo am plecat. A luat atribuțiunile pe care le avea primăria vis-a-vis de această utilitate. Și spunea acest din legea 51 că avea obligații pe linia eficientizării și modernizării. Și această strategie va produce efectele. Considerăm solicitarea noastră normală a se menține în nivelul subvențiilor locale, pentru că populația să nu deconteze erorile făcute în administrația locală vis-a-vis de CEP, producătorul acestei gigacalorii denumită pe bună dreptate nesimțită. Asta ar fi un aspect. Alt aspect, o considerăm în continuare imoral și nedrept să plătim o gigacalorie care ultima dată s-a majorat cu 20 de lei, deci de la 187 la 207, motivată ca sursă de finanțare pentru susținerea programului de reabilitare termică. În acest moment, 1600 de asociații de proprietari susțin 42 de asociații care au rămas în acest program, început la Arad anul trecut, pe 58 de blocuri rămase 42 sau 44, care în loc să se termine la finea anului 2009, așa cum spunea hotărârea de Consiliu Local, se prelungește anul ăsta și am aflat vineri că se va termina undeva în anul 2011.